Bine v-am regăsit, dragi cititori, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, o campanie desfășurată online pe site-ul editurii Herald. Nu uitați de asemenea, toate înregistrările, materialele, interviurile cu invitații noștri le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Astăzi alături de noi este Monica Olteanu, psihoterapeut, psihopedagog. Îi mulțumim foarte mult că a acceptat invitația noastră de a se alătura acestei campanii Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Monica, câteva gânduri despre anul 2020, acum la finele acestui an care se încheie. Un an, de altfel, putem spune provocator, cu multe încercări pentru toți. Un an greu, dar iată, se încheie și privim cumva cu optimism, cu încredere, cu curaj către anul 2021. Da, a fost un an și greu și ușor, care ne-a învățat foarte multe lucruri. Pe mine m-a scos foarte mult din zona de confort. Asta e și un lucru bun, pentru că eu aveam dificultăți de adaptare la chestiile astea imprevizibile, rapide, schimbă lucrurile instant. Cumva anul ăsta am mai reglat puțin acest aspect în ceea ce mă privește. Cred că a fost un an greu pentru fiecare dintre noi într-o anumită măsură. Eu am stat atunci doar în perioada aceea martie-mai cumva acasă, dar am lucrat online, am adaptat terapia în online. N-a fost neapărat simplu sau ușor, dar cred că m-am descurcat, adică feedback-urile au fost bune. Apoi, din mai, în principiu, am lucrat mult, iar în ultima perioadă de câteva luni a fost full tot timpul. De asta mă bucur cumva că a venit vacanța, că vine vacanța și ne retragem așa puțin înapoi în liniștea casei fiecăruia dintre noi. Și aștept un 2021, cred, pentru prima dată, și cred că mulți dintre noi avem sentimentul ăsta, care e foarte impredictibil. Adică nu știi ce o să fie, ce urmează, poate că e prima dată când nu am planuri. Nu știu cum o să arate următorul an din viața mea și poate că e mai sănătos în sine că privesc înainte. Adică o să vedem ce o să fie și cum o să fie și mă rog doar să fim sănătoși cu toții, să fim ok și să găsim ancore în care să putem rămâne cât mai în prezent și să putem să rămânem bine, bine cu noi, bine cu cei din jur și să traversăm împreună ce urmează, că nu știm ce o să fie. Poate să fie surprinzător de bine. Să dea Dumnezeu. La cine te-ai gândit tu atunci când eu ți-am propus, bineînțeles, participarea la campania Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, să dăruiești o carte și cărei persoane dragi? Mie mi se pare o campanie foarte frumoasă, asta și pentru că eu iubesc foarte mult cărțile și sunt o constantă zilnică în viața mea, dar și pentru că eu cred că o carte e un cadou pe care îl deschizi de mai multe ori și mi se pare atât de frumoasă metafora asta. Eu m-am gândit să îi ofer cartea Comoara ascunsă a unei colegi de la școală. Eu lucrez și într-o școală care este învățător. Acum ea are clasa 1 și este un învățător genial. E un învățător pe care l-aș lua acasă dacă aș putea și adaptează stilul de predare, bucuria pe care o ia în clasă, o aduce copiilor și e un învățător Mihaela Stere și e umană, e foarte, foarte umană și cumva toată partea asta didactică pe care o predă la clasă știe să o îmbrace în tot ce înseamnă conectare cu copilul. Și mi se pare fabulos. Asta și pentru că eu vin cu un istoric de mulți ani de experiență de contact cu educatori și învățători. Și ea e o experiență foarte plăcută și m-am atașat așa foarte mult de ea și am rezonat foarte, foarte mult cu modelul ei și cu stilul ei și învăț foarte mult de la ea, chiar dacă eu nu sunt învățător sau nu predau așa cum o face ea, structurat. Și aș dărui Comoara ascunsă. Dar ești psihopedagog și într-un fel psihopedagogii sunt specialiști până la urmă în parenting. La Mihaela Stere, prietena ta și colega ta, va ajunge cartea Comoara ascunsă, o hartă către sinele copilului, de Violet Oaklander, o carte publicată în colecția Psihoterapia, în traducerea Tatianei Chicu, o carte foarte importantă, mai ales din perspectiva terapiei Gestalt. Violet Oaklander a mai publicat o carte în portofoliul editurii Herald, este vorba despre Ferestre către copiii noștri, unde, la fel ca specialist, vorbește despre terapia Gestalt. Doar câteva cuvinte despre această carte, după extrem de apreciata sa primă lucrare în domeniul terapiei cu copii, cea pomenită de mine puțin mai devreme, Ferestre către copiii noștri. Comoara ascunsă, o hartă către sinele copilului, vine să întregească cumva contribuția psihoterapeutului Violet Oaklander în acest domeniu sensibil, putem spune, și fascinant. Dacă în prima sa lucrare autora descrie în detaliu metodele gestaltiste și de terapie prin artă și prin joc, pe care le aplică în lucrul său terapeutic, în cartea prezentă, autoarea prezintă într-o manieră sistematică și cuprinzătoare înțelegerea sa asupra procesului terapeutic și mai ales metoda sa de lucru, pe care specialiștii în domeniu au ajuns să o numească chiar metoda Oaklander. Aș vrea să-mi spui, să-mi împărtășești câteva cuvinte despre această carte și de ce ai ales această carte. Bineînțeles, să o și recomanzi cititorilor noștri, celor pasionați de parenting, dar bineînțeles și psihologilor și psihoterapeuților care au în aria de interes și în aria de lucru terapia aceasta Gestalt prin joc și prin artă cu copiii. Acum, eu o să-ți împărtășesc că în ultimii ani cartea asta a tot fost dăruită de mine oamenilor care lucrează cu copiii, indiferent de natura lor, de la educatori până la asistenți sociali. Pentru mine a fost revelatoare, așa cum a fost și Ferestre către copiii noștri, dar asta, Comoara ascunsă, mi se pare că și pentru mine, ca psihoterapeut specializat în lucru cu copilul, dar a adus cumva o claritate mult mai puternică și mult mai luminoasă a întreg procesului terapeutic. Adică cumva eu aveam foarte multe informații, dar aveam foarte multe situații în care eram ok și acum ce ar trebui să fac. Cumva, Violet, asta venea și cumva din cauza faptului că eu eram un terapeut începător, dar Violet a venit și m-a ajutat să nu mă mai întreb atât de mult, dar eu acum ce fac? Adică ce se întâmplă cu mine sau cu copilul din fața mea. În același timp, ea a structurat un model, exact cum ai spus și tu, model, e deja metoda ei, cum ar fi, deja specialiștii așa o numesc, în care aplică tehnici expresiv creative, care cumva provin din terapia Gestalt, dar nu numai, în tot ce înseamnă terapia copilului și problemele cu care copiii ajung să se confrunte în anumite etape din viața lor sau în anumite momente pe care le traversează familiile lor, pentru că aici putem să vorbim despre pierdere, despre divorț, despre boală. Sunt tot felul de subiecte pe care ea le atinge prin studii de caz. De asta o și dau foarte mult colegilor mei. Apoi, un alt lucru foarte, foarte bun care pentru mine m-a ajutat și pe mine personal a fost ideea asta de a ne îngriji sinele, de a ne îngriji partea din noi cea mai profundă care are legătură cu copilul nostru interior și cu copilăria noastră, pentru că probabil ca adulți, mulți dintre noi am fost copii cândva, dar din păcate sau din fericire acum suntem copii în fiecare zi. Și ea a adus foarte multă claritate și aduce în autoreglarea asta emoțională. Și cât de important este să ne învățăm, să învățăm procesul ăsta de autoreglare și noi ca adulți, ca apoi să ajutăm pe copiii cu care lucrăm sau cărora le suntem părinți. Asta cred că aduce foarte mult. Aduce grija asta pentru sine și ne ajută să ne dăm seama cât de important este partea cea mai profundă din noi, pe care oricum nu prea o vedem cu ochiul liber. Adică în mare parte noi vedem comportamente sau problema cu care un copil vine la terapie sau familia lui. Asta mi-a adus mie cartea ei. Îmi place că ai adus vorba despre copilul interior și fac acum referire la o altă carte foarte dragă mie. Este vorba despre drama copilului interior, da, de Alice Miller, o carte publicată în colecția Parentaj, pe care am folosit-o ca instrument de lucru în cursurile pe care eu le țin la Fundația Calea Victoriei, mai ales pe ceea ce înseamnă traumele din copilărie, tiparele relaționale, stilurile de atașament și cât de important este, exact cum spuneai și tu, ca prin joc, prin artă, procesul terapeutic să se deruleze așa cum ar trebui. Pentru că, într-adevăr, știm foarte bine că și problemele care le avem noi ca adulți, poate și provocările pe care le avem ca părinți, cei care avem copii, trebuie să ne înțelegem copiii, de fapt, înțelegându-ne înainte de toate pe noi înșine. Dacă noi ne înțelegem pe noi înșine și dacă vedem toată această paradigmă cumva apelând la ceea ce s-a întâmplat în copilăria noastră și înțelegând toate mecanismele de apărare și toate paternurile pe care noi le-am avut în copilărie, cu siguranță ajungem să ne înțelegem ca adulți în relațiile pe care noi le avem cu persoanele dragi, cu semenii noștri, dar cu atât mai mult să ne înțelegem părinții. Da? Da. A nu-i mai judeca pe părinți, pentru că au făcut și ei atât cât au putut, și cu atât mai mult să ne înțelegem copiii din postura de adulți și de părinți. Da, și cred că e foarte important să ne înțelegem și să ne descoperim, poate unii dintre noi, stilul nostru de atașament. Pentru mine a fost revelator când eu în terapie mi-am descoperit stilul de atașament, deși eu știam la nivel teoretic tot ce înseamnă atașament și stilurile, dar cumva nu eram pregătită să aflu că eu am un stil de atașament evitant și a fost foarte greu să fac față la partea asta din mine. Și acum cumva împăcarea a venit și că eu știam mai multe despre mine, dar și pentru că tot ce știam la nivel teoretic a prins sens, adică am văzut pe mine. Apoi eu le spun tot timpul părinților cu care eu lucrez, pentru că cei mai mulți vin cu copiii la terapie și atunci cumva eu le spun că terapia nu se poate doar cu copilul și le mai vorbesc și le mai amintesc cât de delicat pot de un ABC emoțional pe care trebuie să-l folosească tot timpul cu copilul. Nu poate un copil să-și conțină furia sau tristețea sau frustrarea dacă părintele nu știe să-și o conțină pe a lui. Dacă nu-i dăm unui copil un model, e foarte greu să cerem ceva. Și cumva asta le spun și eu, nu putem să cerem ceea ce noi nu putem oferi sau dărui. Ca exemplu, mai ales dacă avem copii de 4, 5, 6 ani, acolo este ceea ce noi numim coreglare emoțională. Coreglare înseamnă că un adult trebuie să fie acolo. Copilul nu poate să facă. Și așa cum spuneai și tu, binele cu noi înainte de binele cu copilul. Ca să nu mai vorbim și de provocările relației cu adolescenții. Atunci când provocările sunt foarte mari și când de cele mai multe ori avem tendința de a îi judeca pe proprii noștri copii, adolescenți, prin prisma trăirilor noastre din timpul adolescenței noastre. Exact. Ori adolescența mea și adolescența copilului meu sunt două adolescențe total diferite și cumva părintele trebuie să se adapteze, pentru că nu pot să-i cer eu ca părinte copilului să se comporte exact cum mă comportam eu ca adolescent în urmă cu 20, 25, 30 de ani. Da, exact. Și apoi, cumva mi se pare că acum noi avem mai multe instrumente de a înțelege adolescenții de astăzi. Avem cărțile astea care ne vorbesc de neuroștiință, despre creierul adolescenților, ce se întâmplă în creierul lor în perioada asta de dezvoltare, pentru că sunt atât de multe schimbări atât de importante și ei nu au acele stări pur și simplu pentru că așa au ei chef, ci pentru că în creierul lor se întâmplă niște lucruri și niște schimbări și neurotransmițătorii lor au alte funcții în momentul acela, au alt rol. Exact, Daniel Siegel și tot ce se întâmplă acolo. Și atunci cumva, asta spun că noi acum avem și niște instrumente în plus de a fi împreună cu ei în drumul ăsta, pentru că nu e ușor. Mie mi se pare că acum adolescenții cu care lucrez eu vin în cabinet cu dificultatea asta cel mai des. Eu o întâlnesc în cabinet, nu știu colegii mei, n-am mai vorbit despre partea asta de adolescenți de mult. vin foarte mult cu chestia asta că se simt foarte singuri în familiile lor. Și singurătatea vine foarte mult din chestia asta, că e ca și cum nimeni nu înțelege ce simt eu și cine sunt eu și că nu interesează. Și atunci cumva exact asta facem în terapie, creăm un liant între el și familia lui, că nu e singur. Uite, ca să vezi ce, apropo de discuția noastră, ca să vezi ce conexiuni îmi vin în minte și pentru că, într-adevăr, cunosc aproape toate cărțile din colecția Parentaj și nu numai a editurii Herald și Psihopractica și Psihoterapia, cum îmi vin în minte conexiuni făcute cu alte cărți. Și mă gândesc acum la o altă carte, o noutate, i-am putea spune, noutate editorială, Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional. Da, deci exact ceea ce ai spus tu, părinți care au această integritate emoțională și care și e greu să-și înțeleagă copiii, exact, și să fie cumva empatici la nevoile emoționale sau socioemoționale ale copiilor. Este foarte greu să fii atent la partea asta de nevoie emoțională. Eu întâlnesc, nu știu, să zic săptămânal sau la 2 săptămâni un părinte care atunci când eu vorbesc despre emoțiile de bază sau despre emoții emoționale, îmi dau seama de cum spun eu lucrurile, că el nu înțelege ce spun eu. Și atunci verific cu el dacă are sens ce spun eu și îmi dau seama că le este foarte greu ca ei să înțeleagă ce spun eu, pentru că cumva ei nu au primit atenție, nu au primit empatie în copilăria lor. Au crescut niște adulți care sunt foarte bine, structurați la nivel de job, de carieră, dar cumva la partea asta emoțională le e foarte greu să meargă. Și sunt părinți care îmi spun: măi, Monica, fac orice pentru el, dar nu mă pune să-i spun ce simt. Adică acolo e cel mai greu. Și spun: bine, dar uite, putem să facem un exercițiu aici, să-mi spui mie ce simți. Le e foarte greu și atunci cumva merg foarte mult pe ideea asta. Uite, încearcă săptămânal să-ți iei o emoție, hai să alegem împreună una și să o experimentezi în diferite etape sau situații și tu să fii conștient că o simți. Și le este foarte greu părinților să facă asta. Când eu mi-am dat seama de lucrul ăsta, nu i-am mai judecat foarte mult. Înainte eram: da, cum? Dar de ce nu înțelege pe copilul ăsta de 15-16 ani? Dar nu se poate. Adică vorbea adolescentul care am fost eu. Nu vorbea terapeutul din mine. Acum, cumva, când făcând exercițiile astea cu ei și lucrând mai mult cu ei, cu părinții, sunt mult mai empatică și tolerantă în ceea ce îi privește pe ei, pentru că îmi dau seama că copiii și eu implicit vreau ceva de la ei ce ei nu au primit niciodată. Și e ca și cum și tu mi-ai cere mie acum ceva, dar eu nu știu nimic despre acel ceva și evident că nu ți-l pot dărui, pentru că nu știu. Și exact cum ziceai și tu la un moment dat, de a ne vindeca și relația asta cu proprii noștri părinți. E atât de important lucrul ăsta și cred că e atât de important să ținem minte și să avem în vedere că e o chestie care durează. Nu e o chestie care mă duc la o ședință de terapie și gata. Părinții mei devin minunați și eu nu mai spun nimic care mă deranjează. Nu e așa, e un proces. Și fiecare proces durează. La unii mai mult, la alții mai puțin, depinde. Dragii noștri, am vorbit astăzi o discuție foarte interesantă și plăcută cu Monica Olteanu, psihoterapeut, psihopedagog, despre o carte frumoasă. Este vorba despre Comoara ascunsă, o hartă către sinele copilului, de Violet Oaklander, publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. O carte pe care Monica Olteanu o dăruiește unei prietene foarte dragi, Mihaela Stere, dacă am înțeles eu bine, și cartea va ajunge prin intermediul editurii Herald la Mihaela Stere. Mulțumim din suflet, Monica Olteanu, pentru timpul acordat acestui interviu. Sărbători fericite! Și dumneavoastră, dragi cititori Herald, vă urez sărbători fericite. Nu uitați, în această perioadă, până la începutul lunii ianuarie, pe site-ul editurii Herald, campania Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Toate titlurile din portofoliul editurii Herald au o reducere de 30%, bineînțeles în limita stocului disponibil. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi binecuvântată în continuare, sărbători fericite și lectură plăcută. La revedere! La revedere!